Deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la 1 Samuel, capitolul 27. Vom citi primele 7 versete. 1 Samuel, capitolul 27. Primele 7 versete, pagina în Biblie, 321. Putem să urmărim și pe ecran și la computer textul Sfintelor Scripturi în câteva momente, să ascultăm cuvântul Domnului. David și-a zis în sine: voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bun pentru mine decât să fug în țara filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mai caute în tot timpul lui Israel, așa că voi scăpa de mâna lui. Și David s-a sculat, el și cei 600 de oameni care erau împreună cu el, și-au trecut la Achish, fiul lui Maoc, împăratul Gatului. David și oamenii lui au rămas în Gat, la Achish. Își aveau fiecare familia lui și David își avea cele două neveste, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal. Saul, când a aflat că David fugise la Gat, a încetat să-l mai caute. David a zis lui Achish: dacă am căpătat trecere înaintea ta, rogu-te să mi se dea într-una din cetățile țării un loc unde să pot să locuiesc, căci pentru ce să locuiască robul tău cu tine în cetate împărătească? Și chiar în ziua aceea, Achish i-a dat Țiclagul. De aceea Țiclagul a fost al împăraților lui Iuda până în ziua de azi. Timpul cât a locuit David în țara filistenilor a fost de 1 an și 4 luni. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, continuăm serialul nostru Canaan și credință, credință și Canaan. Și astăzi, chiar dacă am citit 7 versete din 1 Samuel 27, în realitate vom acoperi capitolele 27 la 30, pentru că istoria lui David legată de evenimentul despre care am citit se întinde pe parcursul acestor 3-4 capitole. Cei ce cunoaștem Scriptura, cei ce cunoaștem textul Sfintelor Scripturi, istoria biblică, știm acest mare adevăr. Potrivit 1 Samuel 16:11 la 13, David a primit ungerea divină să fie împărat în Israel. Cu această ungere divină, peste David s-a coborât puterea Duhului Sfânt. Peste David s-a coborât prezența lui Dumnezeu. Peste David s-a coborât favorul divin. În fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor, cel puțin a celor care îl cunoșteau, David are toate favorurile de a prospera și de a merge înainte în toate lucrurile. Însă David încă nu intră în posesia binecuvântărilor care au venit cu ungerea sfântă. Încă nu este împărat. Încă nu se bucură de numele acela mare de care trebuia să se bucure având ungerea sfântă. Încă nu se bucură de pacea pe care ar fi trebuit să o aibă. Încă nu se bucură de biruințele de care ar fi trebuit să se bucure. Încă nu se bucură de a fi recunoscut în Israel în felul în care trebuia să fie recunoscut în urma ungerii sfinte. Și noi suntem ca și David pe parcursul vieții de umblare cu Dumnezeu. Dacă vă uitați în 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 21 la 23, Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, ne spune că în Hristos toate lucrurile sunt ale noastre. Avem toate lucrurile, și pentru viața de acum, și pentru viața viitoare. Realitatea însă cu noi, cu cei mai mulți, este că, măcar că le avem, ne lipsesc. Ca și David, încă nu suntem în posesia lor. Și datorită acestui fapt, noi credem că Dumnezeu întârzie să ne binecuvânteze, credem că Dumnezeu întârzie să-și împlinească făgăduințele cu noi, și atunci ne speriem. Intrăm în panică, ne facem singuri dreptate și ca și David
ajungem să luăm decizii și măsuri în viață care nu onorează pe un copil al lui Dumnezeu. Ne înjugăm la un joc nepotrivit cu cei necredincioși, de multe ori avem procedurile lor, ne trezim ca împăratul Uzia și ca împăratul Saul, că facem ce nu ne aparține și în felul acesta, potrivit 1 Petru 4:15, ne trezim că suferim ca unii care se amestecă în treburile altuia. Și vine peste noi mâna lui Dumnezeu și vine peste noi apăsarea lui Dumnezeu. De aceea, pentru că lucrurile acestea se întâmplă cu noi, pentru că lucrurile acestea s-au întâmplat cu David, omul după inima lui Dumnezeu, pentru că lucrurile acestea se poate întâmpla cu tine și cu mine, aș vrea, frați și surori, doamnelor și domnilor, să vină în ajutorul nostru cu un mesaj din partea Domnului pe care l-am intitulat Prietenie cu filistenii? Prietenie cu filistenii? David a luat o măsură extremă. Dacă Dumnezeu nu m-a binecuvântat, dacă măcar ca mungerea divină încă nu este peste mine îndurarea Lui, dacă măcar ca în promisiune divină, profeție, făgăduință divină, mâna Domnului nu este peste mine ca să mă apere, să mă ocrotească, să-mi dea liniște, să-mi dea pace, să-mi dea binecuvântare, am să-mi fac eu dreptate, am să-mi caut eu rezolvarea problemei. Și cum a căutat-o David? S-a dus în Filistie. S-a făcut prieten cu filistenii. S-a angajat pentru filisteni. A renunțat la demnitatea lui de împărat și s-a făcut robul împăratului filistenilor, al lui Achish din Gat. Este o măsură extremă, o măsură păgubitoare, o măsură care îl va costa mult pe David, o măsură pe care dacă tu sau eu o luăm în viață și nu așteptăm îndurarea lui Dumnezeu și nu așteptăm binecuvântările Domnului, o măsură ne poate ajunge și pe noi, urmări care te pot ajunge și pe tine. De ce se împrietenesc oamenii cu filistenii? De ce fugim în altă parte decât la Dumnezeu? De ce credem că ni se poate rezolva de cazul și problema alergând la cei fără de legea, la cei care nu-L cunosc pe Domnul, decât să alergăm la Domnul? Primul motiv, dacă ne uităm aici în istoria lui David, este că devenim iraționali. Devenim iraționali. Și atunci când devenim iraționali, două lucruri se întâmplă cu noi. Primul, ne temem de oameni. Ne temem de oameni. Uitați ce spune David în versetul 1 din 1 Samuel 27. David și-a zis în sine, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot timpul sau în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa de mâna lui. Nu este contradictoriu și ciudat să-l auzi pe David vorbind în felul acesta? Oare nu este David cel care a scris Psalmul 27, dacă vreți să-l puneți pe ecran, primele 3 versete sau chiar 4? Cum poate David ajunge la această concluzie și spune, mai bine fug la filisteni, nimic nu este mai bun pentru mine? Se teme de Saul, el care a zis, Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Și uitați ce spune mai departe, când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o oștire de-ar tăbără împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme, chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Unde-i David? Pentru că, din nou, el fuge în Filistea pentru că se teme de oameni. Nu este cel care spune, Domnul este tăria mea, de cine să mă tem? David și-a zis în sine, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor. Frică de oameni. Și de prea multe ori pierdem în viață pentru că ne este frică de oameni. Ne este frică să recunoaștem că suntem credincioși. Ne este frică să recunoaștem că am greșit. Ne este frică să recunoaștem că avem dreptate. Ne este frică să recunoaștem că Dumnezeu este Cel ce are putere. Ne este frică să recunoaștem în fața cuiva pentru că este mare. Ne intimidează.
Ne temem că o să ne pierdem beneficiile, ne temem că ne pierdem serviciile, ne temem că ne pierdem nu știu ce. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, frica de oameni este o cursă. Proverbe 29:25. Frica de oameni este o cursă. Este o cursă pentru tine și este o cursă pentru mine. Pe când frica de Domnul este un izvor de viață. Proverbe 14:27. Frica de Domnul duce la viață. Proverbe 19:23. Frica de Domnul lungește zilele. Proverbe 10:27. Așa că dacă vorbești în inima ta, pentru că observați legii pe David în 1 Samuel 27:1, David a vorbit în sine, în ebraică, este a vorbit în inima lui, în singurătatea lui. Mă tem de Saul, mai bine fug la oameni, mai bine fug în Filistea. Și aceștia erau dușmanii, vrăjmașii de moarte ai lui Israel, vrăjmașii de moarte ai lui David, filisteni, la fel sunt și astăzi, palestinieni, nu? Pentru că au rămas în aceeași zonă, Gaza și West Bank, cum se numește astăzi, aceeași relație. Pentru că în cuvântul Domnului a spus, dacă atunci când vei intra în Canaan, nu vei izgoni toate poporile care sunt acolo și pe care ți le-am dat în mână ca să le izgonești și le vei lăsa acolo, ele vor fi un spin toată viața ta pentru tine. Spin sunt și astăzi. Spin sunt și astăzi. O prietenie cu cei răi, cu cei ce nu cunosc pe Domnul, contrar voii lui Dumnezeu, contrar planului lui Dumnezeu, este o prietenie periculoasă. Biblia nu ne învață să urâm pe semenii noștri, nu ne învață să nu fim prietenoși cu cei de afară. Nu, Biblia nu ne învață să nu, în prietenia noastră cu cei de afară, să nu compromitem viața noastră de credință, să nu compromitem numele lui Dumnezeu. În prietenia noastră cu cei de afară, la care trebuie să le ducem mesajul mântuirii, comportamentul nostru să fie de așa manieră încât să fie reprezentat Dumnezeu pentru ca ei, în vremea cercetărilor, să se mântuie. Dar o frică de tipul lui David, s-a temut de Saul și s-a dus să se ascundă, să fie apărat de Achish, nu apărat de Dumnezeu, despre care el a spus, Domnul este tăria mea, de cine să mă tem, cine îmi poate face ceva? Lucrul acesta l-a costat pe David. Frica de oameni este o cursă, frica de Domnul, frați și surori, doamnelor și domnilor, este binecuvântare, însemnează viață. Al doilea lucru care se întâmplă cu David și cu cei ce devine rațional este că uită pe Domnul. Uită pe Domnul. 1 Samuel 27:1, partea a doua versetului. Auziți ce spune David? Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor. Nimic mai bine decât să te împrietenești cu cel rău? Nimic mai bine pentru tine dacă ești tânăr decât să te împrietenești cu un necredincios? Nimic mai bine pentru tine decât să fugi la cei răi și să ceri sfatul lor și ajutorul lor și să nu ceri sfatul lui Dumnezeu și ajutorul lui Dumnezeu? Îl observați pe David? În ce situație ajunge și în ce situație se pune, în ce situație își pune familia, casa și colaboratorii lui? Când vorbește, în felul în care vorbește, devine irațional, se teme de oameni și acum uită pe Domnul. Măcar că este David, dacă cineva cercetează psalmii și majoritatea psalmilor sunt scriși de David, în psalmi găsim că Domnul este tăria noastră, ajutorul nostru, scutul nostru, apărătorul nostru, păstorul nostru, izbăvitorul nostru, biruitorul nostru, vindecătorul nostru, ocrotitorul nostru. El este aceste lucruri, Domnul este. Și se spune David, pentru mine nu este nimic mai bun decât să mă duc la filisteni, este peste puterea unui credincios de a înțelege. Dar de câte ori nu facem și noi ca David la fel? De câte ori? De câte ori? M-am rugat Domnului și nu mi-a răspuns. Am postit și nu s-a întâmplat nimic. M-am dus la biserică și tot nu s-a întâmplat nimic. Cânt și în cor și în orchestră și în fanfară și în worship și tot nu s-a întâmplat nimic. Dacă Dumnezeu nu-mi răspunde, dacă Dumnezeu nu mă binecuvintează, dacă Dumnezeu n-a venit în ajutorul meu, atunci probabil că este mai bine să mă duc în lume. Probabil că este mai bine să mă întorc către cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, pentru că am observat că lor le merge mai repede bine, nu? Așa cum spunea Asaf în Psalmul 73. Degeaba îmi chinuiesc eu sufletul cu post, degeaba stau lângă Dumnezeu, degeaba cred în cuvântul Său, degeaba, problema mea nu este rezolvată. Nici într-o lună, nici într-o săptămână, nici într-un an, nici în 10 ani de multe ori, nu? Și atunci nu este nimic mai bun pentru mine decât îl uit pe Dumnezeu și mă întorc către cel rău. Oamenii
chiar cei credincioși, ca și David, devin iraționali. Iraționali. Și în această lipsă de rațiune sfântă, se tem de oameni, au frică de oameni și frica de oameni este o cursă și în această frică de oameni și în această lipsă de rațiune sfântă, uită pe Dumnezeu. În momentul acesta, David, omul după inima lui Dumnezeu, omul cu care s-a lăudat Dumnezeu și poate s-a lăudat cu mine și poate s-a lăudat cu tine, devine atât de irațional încât îl uită pe Domnul și spune, pentru mine ceea ce este cel mai bine este să mă duc în lume. Câți nu gândesc așa? Și câți nu fac lucrul acesta? Poate îți vorbesc ție, care ești la internet, vreau de două ori, în două seri, să predic mesajul acesta, Dumnezeu așa a adus lucrurile să-l predic dimineața, pentru ca să fie văzut în lumea întreagă prin intermediul internetului. Cred că Dumnezeu are un plan special și un interes special să vorbească cât mai multora despre aceste adevăruri, despre acest lucru. De aceea trebuie să-l predic acum dimineața. Iraționali. În al doilea rând, oamenii aleg prietenia cu filistenii. Credincioși aleg prietenia cu lumea, unii dintre ei, ca și David, pentru că sunt înșelați de aparențe. Ne înșală aparențele. În 1 Samuel 27,4, cuvântul Domnului spune, Saul, când a aflat că David fugise la Gat, a încetat să-l mai caute. Și atunci David și-a zis în sinea lui, este bine că am fugit la filisteni. Răul se va ținea de noi toată viața, până când vom coborî în groapă. Aduceți-vă aminte de ispitirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Evanghelistul Luca este cel care, fiind probabil de profesie medic, doctor și trebuia să dea atenție detaliilor și vedeți dumneavoastră, Duhul Sfânt așa lucrează. De fiecare personalitate se folosește după caracterul ei și după atribuțiile ei. Luca este doctor și un doctor trebuie să știe să observe, dar de ce ai febră aici, de ce te doare aici, de ce te doare acolo? Luca observă toate detaliile și Luca nu uită să spună în capitolul 4 cu versetul 13. După ce l-a ispitit pe Iisus Hristos în toate felurile, dacă vreți să puneți acolo Luca 4 cu 13, după ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el, de la Domnul, până când? Până la o vreme. Că nu te lasă în pace și nu mă lasă în pace. Nu este rușine să vină în biserică și nu este rușine să vină la tine sau la mine chiar când te rogi. Chiar dacă ți se pare, ai scăpat acum și am scăpat acum, toate sunt bune. Nu dormi pe gândul acesta, că în minutul următor te poate lovi. Cere aprobarea lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu îi dă aprobare, că nu poate să facă nimic fără de aprobarea lui Dumnezeu, în minutul următor te poate lovi, mă poate lovi. Dacă te-a lăsat în pace, te-a lăsat până la o vreme, până când ghicește un alt plan, pentru că toată mintea lui este stricată, este hoț, tâlhar și ucigaș. Este mincinos și ori de câte ori vorbește, spune o minciună. Chiar când spune un adevăr, spune numai o rămășiță de adevăr și în rest îmbracă în minciună. Dacă tu și cu mine să nu vedem lucrul acesta și când îți va da un pic de respiro, îl va face ca să poată să vină împotriva ta, ticluiește un plan, să duce în fața Domnului și spune, ia mai dă-mi-l pe mâna mea, am altceva. Să-ți arăt cine crezi tu, cu cine te lauzi tu, cine te slujește pe tine. Și vine împotriva ta și vine împotriva mea. David a zis, am scăpat. Dacă Saul nu mă mai urmărește, acum sunt bine, mi-am împlinit scopul. Uite, mi-am făcut o familie frumoasă, chiar dacă a zis cineva că mă căsătoresc cu necredincios, sunt probleme. Uite cât de bine ne înțelege. Uite cât de bine ne merge business-ul, chiar dacă ne mai compromis puțin. Uite cât de bine ne merg lucrurile, chiar dacă, știți dumneavoastră, nu? Chiar dacă. Și acum vă aminteam în alte ocazie, cum scrie în cuvântul Domnului, el a făcut ce este bine înaintea Domnului, numai că, mai era câte o înălțime idolatră, numai că, mai mințea, numai că, mai făcea rău, numai că. Și că acest numai că a venit împotriva lui, a venit împotriva lor. I-a ajuns. M-a lăsat Saul, sunt bine. Ne înșală aparențele. Și înșelați de aceste aparențe, uitați ce măsuri ia David. Se însoțește cu necredincioși, este prima măsură. Se însoțește cu cei necredincioși. La început David a găsit favor la Achish, împăratul Gatului, 27:5 din 1 Samuel.
A găsit favor la Achish. Așa spune versetul 5. David a zis lui Achish, dacă am căpătat trecere înaintea ta, rogu-te să mi se dea într-una din cetățile țării un loc unde să pot locui. Și a găsit favor, înțelegere. Dar lângă favor vine celălalt lucru. Vine celălalt lucru. David devine robul lui Achish. Uitați-vă la partea finală a versetului 5. Căci pentru ce să locuiască robul tău în cetate împărătească împreună cu tine? Vedeți ce înseamnă favorul? Ce înseamnă favorul prin compromis? Ai crezut că ai câștigat lumea? Ai câștigat pe făt frumos, pe Ileana Cosânzeană? Mare favor, te-a îmbrățișat odată. Ei, favorul celălalt este să ajungi la spital cu sida. Devii rob. Ai probleme. Ai necazuri. Pentru că, uite, noi te-am ajutat, dar tu trebuie să ne asculți. Am făcut aceasta pentru tine, dar tu trebuie să te compromiți. Tu trebuie să uiți legea lui Dumnezeu. Pentru că, uitați, nu numai atâta că devine robul lui, devine păzitorul capului lui Achish. Deci, capitolul 28 cu versetul 2. David a răspuns lui Achish, ei bine, vei vedea ce va face robul tău. Și Achish a zis lui David, de aceea te voi pune păzitorul capului meu. Căderea este din treaptă în treaptă, din treaptă în treaptă, din treaptă în treaptă. Ce favor a căpătat? Ce favor? David ce a făcut? De ce a ajuns în situația aceasta? Este pentru că a nesocotit cuvântul Domnului. A nesocotit cuvântul pe care îl cunoștea. Și așa cum am auzit deja în timpul de rugăciune, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să fiți atenți la câteva aspecte. Cine nesocotește cuvântul Domnului se pierde. Proverbe 13 cu 13. Cine nesocotește cuvântul lui Dumnezeu se pierde. Mai departe, cui îi place să se însoțească cu nebunii, și Achish este un nebun, pentru că așa spune cuvântul Domnului, nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Cel cu care te-ai împrietenit și nu vrea să vină la biserică și nu-l cunoaște pe Dumnezeu și are business-ul compromis și are viața murdară, acesta în ochii lui Dumnezeu este un nebun. Nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu, pentru că dacă ar crede în el și inima ar fi legată de el, ar asculta de Dumnezeu și n-ar fi un compromis sau o compromisă. Cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău, Proverbe 13 cu 20. Și apoi am găsit acest cuvânt care, după ce l-am studiat în limba ebraică, m-a îngrozit. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Este Proverbe 21 cu 16. Citit românește nu face sens mare. Încă o dată, omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Însă ceea ce traduce Cornilescu adunarea celor morți, în ebraică scrie în adunarea refaimiților. În adunarea refaimiților. Ce înseamnă aceasta? Sunt două, trei locuri în Biblie unde apare lucrul acesta, unde apare cuvântul acesta. Refaimiții, frașesorilor, doamnelor și domnilor, și nefilimii sunt acele două progenituri, rezultate din unirea nenaturală între demoni și fetele oamenilor. Și rezultatul acestei uniri sunt uriași despre care vorbește Sfânta Scriptură. În Biblie se numiți nefilim și refaimiți, despre care vă spuneam nu de mult în Isaia 26 cu 14, spune cei morți, și acolo scrie refaimiții, cei morți care, morții care sunt acum în mormânt nu se vor mai scula niciodată. Și nu uitați că toți morții trebuie să învieze, toți morții trebuie să învieze și să stea în fața scaunului de judecată al Dumnezeu. Însă morții aceștia din Isaia 26 cu 14 spune nu se vor mai scula niciodată, ei pedepsit pentru totdeauna să fie niște umbre. Ei, aceste făpturi nenaturale, jumătate oameni, jumătate demoni, refaimiții și nefilimii, sunt pedepsiți să stea într-un loc special, un cosmos unde i-a pus Dumnezeu, acolo unde s-a dus Iisus Hristos ca să vorbească duhurilor din închisoare și să le spună, s-a terminat cu voi, ați vrut să împiedicați nașterea mea, aici rămâneți pentru totdeauna, ați vrut să împiedicați întruparea mea și de aceea ați pervertit rasa umană, gena umană și au rămas numai 8 oameni pe pământ fără pervertirea voastră, Noe și casa lui. Uite, aici rămâneți voi pentru totdeauna. Iar cuvântul Domnului ne spune clar și să o audă toți. Omul care se abate de la calea înțelepciunii,
de la calea înțelepciunii, este cuvântul lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu, se va odihni în adunarea celor morți, în adunarea refaimiților. Pedeapsă extraordinară, să ajungi la un loc cu cei care pentru totdeauna vor fi lângă demoni, vor fi lângă aceste progenituri. Nici nu vei mai fi ridicat să stai în fața scaunului de judecată. Este pedeapsa cea mai cruntă care se poate concepe în paginile Sfintelor Scripturi și pentru că sunt detalii puține despre ea, nu vreau să îmi imaginez și nu vreau să creadă cineva că am venit să-i speriu, știți că nu mi-este obiceiul acesta. Vă aduc cuvântul Domnului așa cum este scris. A nesocotit cuvântul lui Dumnezeu. A nesocotit cuvântul lui Dumnezeu. Și nesocotind acest cuvânt, David se coboară. Se coboară pentru că cel de-al doilea lucru pe care îl face, împrumută caracter filistean. Împrumută caracter filistean. Uitați-vă împreună cu mine ce se întâmplă cu el, ce se poate întâmpla cu mine, ce se poate întâmpla cu tine. Devenind, căpătând favorul lui Achish pentru un moment, Achish a spus, dar favorul acesta și ei vine cu un preț. Cu un preț. Ești păzitorul capului meu, știi, te promovezi. Dar uite, care este prețul? Prețul este să înveți să minți. 27:8-12. David și oamenii lui, fiți atenți, se suiau și năvăleau asupra gheșuriților, gheriziților și amaleciților. Căci neamurile acestea locuiau din vremuri vechi în ținutul acela până la Șur, până în țara Egiptului. Fiți atenți, David pustia ținutul acesta, nu lăsa cu viață nici bărbat, nici femeie. Le lua oile, boii, măgarii, cămilele, hainele și apoi se întorcea și se ducea la Achish. Achish zicea, unde ai năvălit azi? Și David răspundea, spre miază zi de Iuda, spre miază zi de Ihamaeliți și spre miază zi de Cheniți. David nu lăsa cu viață nici bărbat, nici femeie ca să vină la Gad. Căci, se gândea ei, ar putea să vorbească împotriva noastră și să zică, așa a făcut David. Și atunci ce făcea David? Mințea? Era crud? Și-a pierdut caracterul divin să se poarte în felul acesta să omoare fără cruzime, să nu lase nimic în viață și n-avea poruncă divină să facă lucrul acesta? Nu? Minte, devine crud și fără milă, insinuează ură asupra neamului său. Uitați-vă în versetul 10. Achish zicea, unde ați năvălit? Și David răspundea, spre miază zi de Iuda. Deci către Iuda, de unde se întorcea el. Rezultatul, Achish se încredea tot mai mult în David. Și în felul acesta, David s-a făcut urât poporului său. S-a făcut urât poporului său lui Iuda. Am promutat caracter filistean, am promutat caracter lumesc. De ce? Pentru că s-a dus în Filistea, pentru că a uitat de Domnul, pentru că a uitat cuvântul lui Dumnezeu și pentru că nu s-a folosit de înțelepciunea pe care o dă Dumnezeu. În al treilea rând, pierderi și trezire în Filistia. Partea frumoasă cu Dumnezeu este că El are milă de noi de toți. Faptul că nu ne-a luat viața este marea îndurare a lui Dumnezeu. Faptul că David nu este mort în aceste încăierări, în aceste incursiuni în care nu-l trimitea nimeni și în aceste comportamente fără milă și plini de cruzime. Faptul că Domnul i-a păstrat viața este mila lui Dumnezeu, este bunătatea lui Dumnezeu, este mila lui pentru mine, este bunătatea lui pentru tine. Și David a început să vadă realitatea. A început să vadă că prietenia cu filistenii nu este binecuvântarea despre care a zis am scăpat de Saul. Pentru că hai să ne uităm în primul aspect la pierderi în Filistia. Pierderi în Filistia. David, care a căpătat favorul lui Achish, o cetate de locuit, și din aceste incursiuni crude și fără milă, averi imense. David a pierdut toate averile. 1 Samuel 30:1. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiclag, după o astfel de incursiune, amaleciții năvăliseră în parte de miază zi și în Țiclag. Ei nimiciseră și arseră Țiclagul. Au pierdut totul. A pierdut cetatea, a pierdut averile, a pierdut tot ce a agonisit. Dar aceasta n-a fost nimic.
Că dacă pierzi, este o durere extraordinară să pierzi lucrurile, să pierzi casă, să pierzi mașină, să pierzi business-ul, să pierzi... Este o durere extraordinară. Problema cea mai mare este familia să-ți fie lovită. A pierdut familie. Uitați-vă în versetul 3 și 5. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă. Și nevestele, fiii și fiicele lor fuseseră luate prizonieri. Cele două soții ale lui David, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fuseseră luate și ele și au pierdut familie. Pentru că aceasta este culegerea în Filistia. Pierzi bunurile câștigate prin compromis, pierzi averile realizate prin nesocotință, prin călcarea legii lui Dumnezeu, pierzi tot ce ai realizat prin minciună și prin furt, totul. Mai repede sau mai târziu te ajunge, mă ajunge. L-a ajuns pe David. E cazul cel mai mare este că a pierdut familie. A pierdut familie. Dar odată cu ce pierderea bunurilor și a familiei, David a pierdut bucuria pe care a avut-o până acum. Versetul 4. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Nici o bucurie. Au plâns până n-au mai putut plânge. Imaginați-vă ce însemnează aceasta. Să plângi până nici lacrimi nu mai ai. Și nu numai bucuria. Și-a pierdut loialitatea puținilor prieteni pe care îi mai avea. Uitați-vă în versetul 6, partea 1. David a fost o mare, suntem în 1 Samuel 30, David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucide cu pietre. Pentru că erau amărâți în suflet, fiecare din pricina pierderilor lor. Și-a pierdut chiar și loialitatea prietenilor pe care i-a avut. Pierderi mari în Filistia. Aceasta este experiența acolo. Orice depărtare de Dumnezeu și orice întorcere a spatelor către cuvântul lui Dumnezeu duce în final acolo. Dar, cum am spus, marele har și marele favor pe care îl are David nu este de la Achiș. Marele favor pe care îl avem noi nu este de la oameni. Dacă încă suntem în viață, marele favor pe care îl avem este de la Dumnezeu. Și ne-a păstrat viața, nu să continuăm să o irosim într-o stare de prietenie cu lumea sau de caracter ca cel din lume, ci să ne trezim. Trezire în Filistia. David a început să se trezească. Partea finală a versetului 6 din 1 Samuel 30, cuvântul Domnului spune, deci în acea stare de strâmtorare, unde a pierdut totul, dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Și a adus aminte de Dumnezeu. Și acesta este secretul. Să-ți aduci aminte de Domnul și să-mi aduc aminte de Domnul. Și David a început să vorbească din nou cu el. A început să vorbească din nou cu el, cu sufletul lui, cu inima lui. Dar de data aceasta n-a mai vorbit ca înainte. Am să mă duc în Filistia, am să mă duc la Achiș, că și așa nu este nimic mai bun pentru mine, pentru că Domnul nu-mi face dreptate. De data aceasta când vorbește cu inima lui, vorbește când este acolo la Achiș, dacă vă uitați în cuvântul Domnului din Psalmul 56, versetele 3 la 4, este scris în această perioadă de timp când el a început să se întoarcă către Domnul, este momentul în care poate Domnul îți vorbește și ție și mie și dacă ești într-o situație ca și David, să începi să te întorci către Dumnezeu. Spune David așa, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Deci a adus aminte de Domnul acum. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Eu mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? David își vine în fire. Într-una ei îmi ating drepturile și n-au decât gânduri rele față de mine. Uneltesc, pândesc și îmi urmăresc pașii pentru că vor să-mi ia viața. Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor. Doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia ta. Tu numeri pașii vieții mele de pribeag. Pune-mi lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta?
Și de aceea în versetul 10 din acel Psalm 56, eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul Lui, pentru că mă încred în El și nu mă tem de nimic, slăvit să fie Domnul. S-a trezit și trebuie să te trezești și tu și trebuie să mă trezesc și eu. A început să vorbească cu sine și a început să vorbească cu Dumnezeu. Pentru că uitați-vă în versetul 8 din capitolul 30, David a întrebat pe Domnul, să urmăresc cu astea aceasta a amaleciților? O voi ajunge? Domnul i-a răspuns, urmărește-o căci o vei ajunge și vei izbăvi totul. A început să se consulte acum cu Domnul. Nu s-a mai consultat cu Achish. Nu s-a consultat cu oamenii care i-au dat sfat, fugi în Filistia. Așa cum, de exemplu, în Psalmul 11, dacă citim cu atenție primele două versete, este tocmai un sfat de felul acesta pe care David îl primește. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe cordă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, deci când nu mai este nimic în societate, când temeliile societății sunt surpate, când temeliile preteniei sunt surpate, când sfințenia este dată la o parte și când se surpă temeliile, ce poate să facă cel neprihănit? Ce poate să facă? David spune, mă întorc la Domnul. Mă întorc la Domnul, care a rămas în templul său, care veghează asupra tuturor lucrurilor, la Domnul care poartă de grijă și care binecuvintează, mărit să fie numele Domnului. S-a trezit. Este pentru David, este pentru tine și pentru mine. Poți să vorbești cu sufletul tău și poți să vorbești cu Domnul. Așa cum a întrebat David, citește cuvântul. Caută sfatul oamenilor lui Dumnezeu. Caută sfatul unui păstor. Caută sfatul unuia care cunoaște pe Domnul, pentru că îți va veni în ajutor și va fi bine pentru tine. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, o biruință neașteptată. David a înțeles că prietenia cu filistenii este un dezastru. Și lucrul acesta trebuie să-l înțelegi și tu. David a înțeles că departe de Dumnezeu este un dezastru pentru el și pentru familie. Și lucrul acesta trebuie să-l înțelegem și noi. David a înțeles că uitând legea lui Dumnezeu și uitând cuvântul lui Dumnezeu, ajunge în categoria celor nebuni și poate că într-o zi sfârșește în adunarea refaimiților, în pedeapsa cea mai mare pe care Dumnezeu a pregătit-o sub ceruri pentru cei ce s-au ridicat împotriva lui și a planului lui. Și de aceea, cum am spus, David se întoarce către Dumnezeu și Dumnezeu, care este Dumnezeu milos, se îndură de David. Și Dumnezeu, care este un Dumnezeu milos și nu caută la fața omului, se va îndura și de tine și de mine. Crezi lucrul acesta? Trebuie să ne întoarcem la Domnul. O biruință neașteptată este cel de-al patrulea lucru pe care îl vedem în această istorie. Deci David se întoarce către Domnul pentru că vrea să scape de prietenia aceasta cu filistenii. Și Dumnezeu i-a venit în ajutor. Și observați cum i-a venit Dumnezeu în ajutor. În primul moment, printr-un mijloc neașteptat. Într-un mijloc neașteptat. 1 Samuel 30, versetele 11 la 13. Pe câmp au dat peste un om egiptean, pe care l-au adus la David. I-au dat să mănânce pâine și să bea apă. Și au mai dat și o legătură de smochine și două legături de stafide. După ce a mâncat, i-au venit iarăși puterile, căci nu mâncase și nu băuse apă de 3 zile și de 3 nopți. David a zis, al cui ești și de unde ești? El le-a răspuns, sunt un băiat egiptean în slujba unui amalecit și de 3 zile stăpânul meu m-a părăsit pentru că eram bolnav. Aceștia sunt filistenii. Când nu mai faci profit pentru el, poți să fii cine vrei. Te lasă să mori. Te lasă să mori. Uită de tine, uită de mine. Și David și oamenii lui au găsit pe acest egiptean. Și acest egiptean a fost mijlocul prin care Dumnezeu l-a condus pe David ca să câștige înapoi bătălia împotriva amaleciților, pentru că el știa unde sunt amaleciți. Știa unde sunt amaleciți. Ia uitați-vă la mântuirea noastră, frați și surori, doamnelor și domnilor. În momentul în care ne-am dat seama că suntem păcătoși, în momentul în care ne-am dat seama că ne-am întors către lume, și am uitat de Dumnezeu.
Dumnezeu a scos în fața noastră și în calea noastră un străin față de noi, un străin față de noi, unul care era neînsemnat, unul despre care spune profetul Isaia, el a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca și egipteanul acesta, sleit de puteri, uitat de tot. Și omul acesta se numește Iisus Hristos. Dar omul acesta, sleit de puteri și uitat de toți, este plin de puterea lui Dumnezeu. Și omul acesta știe secretul luptei și știe secretul biruinței, mai bine decât acest egiptean. Poate că mijlocul de scăpare pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine nu vorbește mult. Mijlocul de scăpare pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru David, un egiptean abandonat, necăjit, amărât, bolnav, Dumnezeu are metode de ridicare. Și dacă metoda lui Dumnezeu este cuvântul lui, chiar dacă în Sfânta Scriptură spune cine a crescut ceea ce ni se propovăduise? Cine a crezut puterea Evangheliei? Cine a crezut jertfa Domnului Iisus Hristos? Cine crede că printr-un om mai slab decât tine sau mai slab decât mine, Dumnezeu poate să aibă un cuvânt de biruință? Tu și cu mine trebuie să credem lucrul acesta. Pentru că uitați ce spune, de exemplu, Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, 1 Corinteni 1, 22-28. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, adică predicarea Evangheliei, așa, ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, nu mulți înțelepți în felul lumii, spune Pavel, ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt. Biserica încă nu era în momentul acela. Așa, ca să facă și de rușine să nimicească pe cele ce sunt. Și apoi în 2 Corinteni 10, 4-5, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe temeliile celui rău. Noi răsturnăm izvodirile minții, gândirea împotriva lui Dumnezeu și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, cu Dumnezeu se poate. Cu Dumnezeu se poate. Un mijloc neașteptat, un mijloc neașteptat de izbăvire. Și apoi David folosește mijlocul acesta și cel de-al doilea lucru pe care îl experimentează, o biruință glorioasă. Versetele 16-20 din 1 Samuel 30. Și dacă vă uitați aici în cuvântul Domnului, David și-a salvat familia, versetul 18. David a scăpat astfel tot ce luase amaleciții și a scăpat pe cele două soții ale lui. David și-a salvat bunurile, 30:19. Nu le-a lipsit nimic, de la mic până la mare, nici fiu, nici fică, nici un lucru din pradă, nimic din ce li se luase. David a adus înapoi totul. David și-a salvat oamenii, versetul 21. David a ajuns la cei 200 de oameni care fuseseră prea obosiți ca să mai meargă după el și pe care îi lăsase la pârâul Besor. I-au ieșit înaintea lui David și înaintea poporului care era cu el. David se apropia de ei și i-a întrebat de sănătate. Pe toți i-a găsit acolo. David și-a salvat caracterul de data aceasta. Pentru că uitați ce s-a întâmplat. Au adus multe prăzi de război, pe lângă faptul că și-au luat înapoi bunurile pe care le avuseseră, au luat bunurile amaleciților. Și când au adus aceste bunuri, cei care n-au putut să meargă cu David la luptă, așa, au așteptat să vadă ce se întâmplă. Însă cei care au mers cu David la luptă au zis, păi uite ce să se întâmple. Pentru că nu au venit cu noi la luptă, nu primesc nimic. Nu primesc nimic. Însă David își salvează caracterul. Pentru că David va introduce o lege care a rămas în Israel până la ora actuală. Este și astăzi în legislația lui Israel, Knesset, în Parlamentul Iudaic. Și legea este aceasta. Cel ce n-a putut să meargă la luptă se va bucura de aceeași împărțire a bunurilor ca cel care a fost la luptă. O lege a considerării semenului. O lege a considerării semenului. Nu? Spune cuvântul Domnului, dar David a zis, să nu faceți așa, fraților, cu ceea ce ne-a dat Domnul, că El ne-a păzit, ne-a dat în mâinile noastre ceata care venise împotriva noastră. Și cine va asculta în privința aceasta? Partea trebuie să fie aceeași, atât pentru cel ce s-a pogorât pe câmpul de bătaie, cât și pentru cei ce au rămas la cala barâcul. S-o împărțim deopotrivă. Versetul 25. Lucrul acesta a rămas de atunci și până în ziua de azi o lege și un obicei în Israel. Și astăzi această lege funcționează. David și-a salvat și caracterul. Și apoi cel de-al treilea lucru pe care David l-a făcut, a arătat un comportament pe măsura îndurării primite.
din bunurile pe care le-a primit, a împărțit prietenilor. 1 Samuel 30 cu 26. Din bunurile pe care le-a recuperat, a împărțit bătrânilor și sfătuitorilor săi. 1 Samuel 30 cu 26, partea 1. Din bunurile pe care le-a recuperat, a împărțit și a trimis daruri prietenilor potențiale. Deci celor pe care putea să-i câștige de partea lui, ca să pună în picioare împărăția lui Israel. 1 Samuel 30, 27 la 31. Și, de asemenea, din bunurile pe care le-a recuperat, a făcut parte binefăcătorilor lui. 1 Samuel 30 cu 31, partea finală. Iată deci, frașesturilor, doamnelor și domnilor, o istorie care, măcar că s-a întâmplat cu mii de ani în urmă, 3.000 de ani în urmă, după calculele istorice, este o istorie care este la fel de actuală și astăzi. Oamenii trec prin aceleași probleme, oamenii trec prin aceleași încercări. Oamenii ca și David, credincioșii de astăzi, ajung să ia hotărâri similare, hotărâri la fel. Așteptăm binecuvântarea Domnului și intrăm în panică, pentru că această binecuvântare ni se pare că întârzie. Ne rugăm lui Dumnezeu și încă n-am primit răspuns. Așteptăm să vină îndurare și încă ni se pare că această îndurare nu este pentru noi. Măcar că, așa cum spuneam și cum spune Duhul Domnului prin Apostolul Pavel, în Hristos avem toate lucrurile pentru lumea de acum, pentru viața de acum și pentru viața viitoare. Dar în situații ca acestea, când trebuie să aștept și când trebuie să aștept, înțelepciunea lui Dumnezeu ne învață să nu ne întoarcem cu ochii spre lume și să ne aducem aminte în împrejur de felul acesta de ceea ce Habacuc a vorbit. Chiar dacă totul se năruie, să nu uităm, Dumnezeu este bucuria noastră. Dumnezeu este apărătorul nostru. Dumnezeu este Cel ce ne face dreptate, Dumnezeu este Cel ce ne ridică. Filisteanul îți va întinde o cursă, apoi te va determina să vezi că îi te promovează, dar după aceea, știți cum zice, este un proverb în America, no free lunch în America. No free lunch în America. Nu este prânz pe gratis în America. Dacă l-ai primit pe gratis, te costă de 10 ori mai mult. Te costă de 10 ori mai mult. Pentru că trebuie să te compromiți în toate aspectele vieții. Și apoi compromisul acesta aduce pierderea familiei, pierderea mântuirii, pierderea bucuriei, pierderea tuturor lucrurilor. Ți aduce o stare și te duce într-o stare încât nici să plângi nu mai poți. Însă mulțumește lui Dumnezeu împreună cu mine că suntem în viață. Și dacă viața ta în momentul acesta se aseamănă cu a lui David, este timpul să te întorci către Dumnezeu. Dar David s-a îmbărbătat în Domnul Dumnezeul său. Și pentru că Dumnezeu ne-a păstrat viața, nu ne-a păstrat-o ca să ne arunce în iad. Ne-a păstrat-o ca să ne venim în fire. Să ne dea o șansă și să vedem bunătatea Lui și mâna întinsă spre noi ca să ne binecuvinteze. Prinde mâna aceasta sau lasă-te prins de mâna aceasta, că este mai bine. Întinde-ți mâna spre mâna lui Dumnezeu și apoi lasă-L pe Dumnezeu să te prindă de mână. Da, lasă-L pe Dumnezeu să te prindă de mână, dar întinde-ți mâna spre El. Știți de ce? Pentru că știți ce aveți copii mici. Știți ce aveți copii mici? Le place să te prindă ei de mână. Știți de ce? Ca să se poată desprinde repede și să fugă când vor să se desprindă de tine. Dar dacă tu ții de mână, sau ții de mână, nu-l lași să meargă unde vrea. Nu este așa? Lasă-L pe Dumnezeu să te țină de mână, nu-L ține tu pe Dumnezeu de mână. Și atunci Dumnezeu va avea grijă de tine, va avea grijă de viața ta, de familia ta, de bunurile tale, de mântuirea ta. Și mă rog Domnului ca acest lucru să se petreacă cu tine și cu mine. Iar dacă încă nu-L cunoști pe Dumnezeu ca mântuitor personal, de asemenea este momentul astăzi ca să-ți întorci privirea spre și să vezi, lumea te-a înșelat, Dumnezeu n-a înșelat pe nimeni niciodată. Lumea te-a făcut să te compromiți. Dumnezeu n-a compromis pe nimeni niciodată. Lumea te-a făcut pentru un moment să te simți bine. Dumnezeu vrea să te simți bine pentru eternitate. De aceea, vino la El și viața ta va fi o viață nouă cu Dumnezeu. Amin.